Am regăsit, stimați telespectatori, astăzi avem un subiect special și un invitat special. Ne întrebăm când citim prin ziare sau apar știri la televizor, ne întrebăm ce se întâmplă cu copiii noștri. Sunt din ce în ce mai liniștiți, din ce în ce mai agitați, este o problemă de generație sau este altceva? Sunt numai unii copii neastămpărați, unii sunt cu pentru că așa, spunem, așa i-a făcut mama, mai cu Uh, vedem copii care deja agresează profesori, încă de la vârste foarte fragede, clasa 5-a clasa 6-a aș dori să înțelegem uh, ca unii care avem copii de crescut, aș dori să înțelegem ce se întâmplă cu generația aceasta și mai ales ne îngrijorează generațiile viitoare, din ce în ce mai conectate, hiperconectate la tot felul de instrumente de tehnologie, din ce în ce mai uh, dispersate în ceea ce privește atenția, nu se mai pot concentra. Am invitat în această zi un specialist, uh, doamna Anca Axente, bine ați venit, este psiholog Mulțumesc, clinician. Bine v am găsit? Bine ați venit și cred că veți mai reveni pentru că profesia dumneavoastră vă califică pentru altă serie de subiecte la zi în această vreme. Psiholog clinician, deci ați lucrat și ca psiholog școlar, ați avut da. experiența predării, ceea ce vă califică să răspundeți la câteva dintre întrebările noastre foarte dificile. Tot auzim de o vreme de ADHD. Ce este ADHD? Ne puteți da o definiție? Este o boală, este o condiție, este ceva provocat, este ceva genetic? ADHD, din limba engleză, tradus în limba română, înseamnă tulburare de hiperactivitate și deficit de atenție. Uh, există și a treia componentă de impulsivitate, și o combinație dintre acestea pot forma într-adevăr un diagnostic, așa cum noi obișnuim să facem. Uh, acum, uh, definiția depinde foarte mult de componentele acestea: poate fi mai mult înspre hiperactivitate, impulsivitate, mai mult înspre deficit de atenție, și aici este foarte dificil de. de uh, Diagnosticat, de observat, ca fiind o problemă reală, și este o problemă reală, sau o combinație dintre cele două. Și destul de multe se cunosc, sau destul de multe caracteristici se cunosc, deja cred că se știe în mare măsură despre faptul că este o tulburare, nu i-aș spune o boală, pentru că este o tulburare cu care se poate trăi foarte bine. Dacă știi ce să faci, și ca persoană. Dacă se intervine la vreme. Și dacă se intervine la timpul potrivit, și dacă persoana în cauză, copilul, își gestionează comportamentul, este compliant, și dacă nu există alte tulburări, pentru că dacă există comorbiditate, adică încă o tulburare, două, trei, pe lângă, bineînțeles că lucrurile se complică foarte mult. Um... Există o întreagă dezbatere din câte am văzut cum este și despre vaccinuri și despre autism, relația între vaccinuri și autism, vom avea o discuție separată despre acest lucru. Există o, o întreagă discuție și despre ADHD. Este de adevăratele sau nu? Este constatabil sau nu? Este doar o boală fantomatică sau nu? Este reală, este reală pentru că uh, există o bază neurofiziologică, există un uh, dezechilibru al neurotransmițătorilor la nivelul precortexului, cortexului prefrontal uh, și acest lucru o califică, să zic în, în, în uh, acest sens ca tulburare reală, dar în același timp este și o bază genetică se moștenește în mare măsură identificăm un părinte un, cel mai adesea unul dintre părinți deci unul din antecesori unul de părinți sau chiar la bunici poate să sară peste o generație da. adică sunt, aceasta cred că interesează pe telespectatorii noștri, sunt lucruri obiective constatabile empiric putem face observații clinice nu este Catedric. doar o senzație a celor din mm. jur, mm. nu este doar o condiționare a colectivului, avem un copil mai complexat care este batjocorit de ceilalți și atunci reacționează și se creează o, o proastă interpretare asupra da. comportamentului da. său. Da, mai mult decât atât, avem ca în cazul autismului cum ați amintit și a vaccinurilor ca în uh -huh. ambele situații și o exagerare cu siguranță există și o extremă înspre care se ajunge mai mult sau mai puțin întâmplător. Încercăm să etichetăm orice copil cu ADHD, dar în același timp greșim prin a-l considera responsabil de propria lui tulburare. Și se produce o mare confuzie, atât în mediul educațional, cât și în familii. De la ce vârstă încep să se manifeste? Caracteristicele unui copil care este purtător de ADHD. Cu ce ar trebui să știi părinții? Mai ales părinții care uh, educă copii uh, de un an, doi, trei, acum. Mm -hmm. Uitându-ne la un copilaj de un an, toți copilașii de un an sunt hiperactivi. Este, să fie, dar, dar să fie, da. este parte din creșterea lor, sunt curioși, hiperactivi. Dar de la ce vârstă începem să, put, să facem o selecție a celor caracteristici care ar putea separa copiii cu ADHD de copiii. Absolut uh, normal. Sunt două filtre în acest sens, și eu, de exemplu, ca psihodiagnostician, sunt atentă la ambele. Și anume, vârsta la care ar trebui să există maturitatea psihologică încât să-și controleze comportamentul uh, sau, altfel tradus, uh, să poată exista o inhibiție cognitivă sau comportamentală, uh, pe de-o parte, pe de altă parte. Ne uităm la constrângeri. Constrângerile cele mai mari sunt, firește, la vârsta școlară, când există sarcini concrete pe care trebuie să le îndeplinească un elev, și atunci ies la iveală, dar niciodată atunci nu, nu apar atunci, ci există anumite antecedente în, la vârsta preșcolară. Există uh, variabile observabile înainte, de exemplu, la vârsta de 3 ani, când uh, procedurile de inhibiție, de comportament atunci, spre exemplu, când copilul se poate opri, se poate înfrâna, îi vine să facă ceva și pe la trei anișori începe să-și pună aceste obstacole el față de sine însuși. Deci, cam de pe la vârsta de trei ani, spuneți că am putea să observăm primele diferențe. Exact, să observăm <coughs> pentru că diagnosticul corect îl punem după vârsta școlarității tot ce este înainte trebuie să fie la un nivel uh, exagerat ca să spunem că este uh, uh, ADHD, de fapt, nu, nici nu se pune această, acest diagnostic sub această vârstă de 6-7 ani, uh, ci doar observăm semnele. De obicei este un criteriu de diagnostic dacă înainte de 6-7 ani uh, au existat aceste semne, totuși, nu Cum ar fi s au maturizat C suficient. Cum căraierul. aș putea deosebi un copil intrând într-o colectivitate de, um, de o grădiniță, uh, unul dintre um, apropiații noștri este educator, uh, intru într-o colectivitate de 20 de copii, uh, toți foarte, foarte activi, cum sunt copiii da. de vârsta grădiniței. Cum am putea deosebi? Și mai ales părinți, observându-le mm -hmm. comportamentul nu numai la grădiniță, în reclamă, educatoare, a făcut ceva, extraordinar, a bătut ceilalți copii sau a avut o, un comportament da. de mm -hmm. neastâmpărat. Cum am putea să diferențiem un copil neastâmpărat sau hiperalintat de bunici de părinți? Pentru că aici, probabil, Înconjurarea cu foarte mult dragoste, abundența de dragoste și de atenție poate transforma un copil cu un comportament absolut natural într-un copil care abuzează de atenția celor din jur, caută din nou atenția celor din jur, a a copiilor. Cum am putea să facem distinția dintre un uh, copil răzghiat, alintat, uh, neastâmpărat și un copil care, într-adevăr, poate fi o problemă? Nu este ușor de spus, pentru că, din nou, putem cădea în capcana de a diagnostica prea repede și de a spune părinții sau educatorul că este vorba despre ADHD, ceea ce nu este întotdeauna cazul. Este situația aceasta când copiii sunt copleșiți de atenție și o cer în continuare, din obișnuință, dar este și situația unor tulburări de comportament, unui comportament opozant la vârsta aceasta. Care este altceva și poate fi combinat cu ADHD și aceste lucruri, aceste tulburări împreună fac rezistența la schimbare foarte pronunțată. Da. Dar la întrebarea, ca să răspund la întrebarea legată de cum observăm într-un colectiv un copil care are aceste semne. În primul rând, dăm seama că anumite metode tradiționale sau pe care au efecte la alți copii, cu ei nu funcționează. Nici chiar recompensele, câteodată, deși cel mai bine reacționează la recompense, nici acestea nu sunt suficiente pentru ei. Pentru că trebuie o precizie foarte mare a intervenției, trebuie foarte multă atenție acordată. Și, de asemenea, prevenția îi ajută în, în mod deosebit pentru ca să își planifice comportamentul. Dar ei sunt copiii care tot timpul fac ceva. Da. Nu da. pot să stea Hyperactiv. pe scaunul lor, da. 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 Și termenii ne ajută foarte mult în acest sens. Nu se pot concentra foarte mult acum, copiii preșcolari se concentrează 10-15 minute probabil pe o activitate statică. Uh, știu, nu stau la rând, uh, nu ascultă uh, ordinele. Da, 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 da. Nu îndeplinesc uh, la fel de prompt ca ceilalți copii. Trebuie să vorbească tot timpul. Uh, au ceva în mână tot timpul uh, sar, știu eu. Sunt poate... agresiv față de ceilalți copii. Sau Dacă sunt agresați, de obicei nu, dar dacă sunt agresați impulsivitatea lor fiind crescută, da. Dacă impulsivitatea este un element prezent în comportamentul lor, atunci desigur este este de, si agresivitate. să agresivitate dacă am încercat să creionăm un portret robot al copilului cu ADHD și am înțeles nu avem voie să ne îndepărtăm foarte mult de vârsta de 6-7 ani, cei 7 ani de acasă. ajunge într-o colectivitate un asemenea copil și dacă încercat să i facem un portret robot, este hiperactiv tot timpul, trebuie să facă ceva, își mișcă mâinile continuu, nu poate sta pe scaun. Uh, el vorbește tot timpul caută să se exprime este un expansiv extrovert prin da. excelență. Dar ce alte trăsături ce alte linii de contur am mai putea să adăugăm la acestea? La copilul mic rămânem la. Da, dar aceasta, rămânem la 6-7 ani, apoi de. ne îndreptăm spre complicațiile de, de adolescență. Și la vârsta preșcolară, dar mai ales la școlarii mici, există un fenomen care l-am întâlnit de regulă. Deci, aș putea spune, ar trebui pus ca un criteriu de diagnostic, este țapul ispășitor al grupei. Da. Toată lumea știe că nu, nu are capacitatea de a se apăra, nu știe cum să explice într-un mod credibil și de cel mai multe ori iese țapul ispășitor. Deși, dacă ești atent la detaliile pe care le relatează sau la evenimentul propriu-zis, nu este persoana care, care perturbă da, comportamentul grupei. Și este foarte interesant pentru că e motivul pentru care ei au de suferit. Și rănile acestea rămân pentru toată viața, din păcate. Am întâlnit două cazuri. Cercând să vorbesc cu unii părinți în experiența pastorală, și după aceea am văzut, ca profesor, acest fenomen târziu în studenție. În familie există două opțiuni de scenariu. Prima este negația. Din câte am observat eu, părinții neagă ca lor copil ar putea avea ceva copilul nu este absolut normal este un pic mai neastâmpărat, dar îl batem și rezolvă problema din păcate ne înțelept. cealaltă alternativă este exagerarea un copil un pic mai activ un pic mai extrovert și imediat se gândesc că caută pe internet descoperă despre ADHD și își autodiagnostichează copilul Aici, între da. aceste două extreme, cum ne mișcăm, între părinți extrem de stresați, care fac pasul pe care trebuie să-l facă numai un uh, psiholog și își autodiagnostichează copilul și îl autotratează, și ceilalți care neagă? Da, și din păcate, din ambele categorii sunt foarte mulți părinți, iar. Uh, ce pot să spun? Că internetul, deși este o sursă de informare, câteodată credibilă, este foarte periculos, mai, în, mai ales în acest domeniu, să caute informații și să încerce să îi dea de capăt, pentru că dacă, de exemplu, ajung pe forumul, majoritatea părinților au ajuns să facă atacuri de panică în legătură cu copilul lor și este cât se poate de, de o încărcătură cât se poate de negativă. Și ce pot să spun? În primul rând că nu este cazul chiar de, de așa de multă îngrijorare, panică, dar în același timp, informațiile de acolo, cu toate că sunt corecte, majoritatea, să zicem, sunt corecte. Cum pot să știu eu să, le pun, în, să pun în aplicare sugestiile? Este întrebarea cea mai importantă. Pentru că. Vreau să pun în discuție ceva despre care se vorbește cu siguranță mai puțin, ceea ce este afectat în cazul copiilor cu ADHD datorită structurii creierului, a dezvoltării insuficientă, de fapt, a suprafeței insuficiente, a neurotransmițătorilor în deficit. Sunt acele funcții executive. Acestea sunt, de exemplu, memoria de lucru, memoria de scurtă durată, atenția, flexibilitatea cognitivă, sunt câteva însușiri care ne ajută în situații noi, ne ajută în procesul schimbării, tranziției dintr-un tip de activitate la altul, în învățare, în tot ceea ce are un copil nevoie la vârsta aceasta, de fapt. Ca să îl ajut să învețe, tu ca părinte trebuie să-ți dezvolți această capacitate de a învăța tu, trebuie să fii un model. și modelul unui părinte nu înseamnă că el e cu minte. Ar fi culmea asta să, însemn, mm -hmm. să însemne pentru copil un model. Da, da. El este cu minte, da. nu adultul, da, da, sperăm. Adult. Da, da, Majoritatea. Majoritatea. <laughs> <laughs> Ci modelul unui părinte constă în faptul că în lucrurile în care el este provocat, reușește să, să ajungă la o, la o biruință asupra lui să zic așa, să, la o schimbare. Da. Asta îl inspiră pe copil. Am văzut în experiență. Nu, nu pune un copil la îndoială că eu, de exemplu, pot să realizez o sarcină și tot să dau părinții exemplu, din păcate, în zadar, că ei muncesc așa că și copiii trebuie să învețe. Da, Normal da, da. că muncesc. Cum ar putea fi altfel? Dar ceea ce este în plus, eu oare ca adult îmi stăpânesc propria mea furie. Foarte interesant acest aspect pe care subliniați, exemplu părintelui, pentru că părinții când ajung la o astfel de problemă se deresponsabilizează, pun copilul în brațul psihologului sau al medicilor, spun faceți ceva cu el, eu sunt disperat, faceți ceva cu el, ne, fără a conștientiza faptul că principalul Instrument de lucru este tocmai relația dintre părinte și copil care trebuie da? recuperată, da. care trebuie întărită. Până la urmă urme, este nedrept să pui în spatele psihologului care petrece o oră la cabinet cu un copil, exact. povara pe care trebuie să o porți ca părinte când stai 167 de ore în proximitatea copilului. Haideți să ne mișcăm un pic pe linia temporală spre adolescență și adultețe. În cel mai bun scenariu, care ar fi soarta unui copil cu ADHD? Este el uh, destinat să fie aruncat la coșul de gunoi al societății? Va fi uh, rejectat din... Niciodată. Uh, ce, ce șanse are dacă se administrează un tratament corect, dacă se fac pașii corecți? Ne mișcăm în clasa 1, 2, 5, 8, liceu, facultate. Cum ați proiectat traseul unui asemenea copil dacă s-ar îndeplini câteva lucruri? Ar fi contactat, contactat psihiatrul sau psihologul la vreme, dacă s-ar face pașii de tratament corecți și să ne spuneți în ce ar consta acest lucru, și dacă familia ar oferi suportul necesar și dragostea, afecțiunea și relația în care să se poată. Merge pe un traseu, cel mai bun traseu posibil? Traseul unui astfel de copil poate fi excepțional. În fond, acești copii sunt, în majoritatea cazurilor, foarte inteligenți. Dar le lipsește, cum spuneam, acea capacitate de mobilizare a atenției, de autoadministrare, de, auto de autocontrol ceea ce face la vârstă, la prima vârstă a copilăriei mici și să spunem preadolescenței e foarte dificilă adaptarea. Însă acest lucru se schimbă, se poate schimba dar nu neapărat de la sine. Există și o formă ușoară să zic, care poate trece cu vederea, chiar și părinții o trec cu vederea. Poate exista un copil care ajunge într-un mediu perfect, nu știu care o fi ăla, dar ne. să spunem că există. Dacă acest lucru se întâmplă, copilul în mod natural ajunge unde trebuie să ajungă. Însă, așa cum ați spus, afecțiunea față de el, acceptarea, sunt ingredientele cele mai importante la această vârstă. Pentru că el, pe el, are dificultăți în a se accepta, nu îi place ceea ce face, mai ales rezultatul a ceea ce face și acest lucru trebuie să-l motiveze pe părinți să fie alături de el orice ar fi, să să fie drag orice s-ar întâmpla, pentru că această relație puternică cu părintele îi permite să își învingă toate dificultățile și toate problemele legate de stima de sine sau și pe complexele în complexele generate de, da. de consecințele faptelor. Am un caz a unor prieteni dragi care trec printr-o asemenea situație. Bănuiala mea a fost de mult de ADHD și, din păcate, Datorită mediului școlar, datorită altor uh, circunstanțe pe care nu vreau să le amintesc public, traseul acestui copil n-a fost cel mai bun și urmele vor fi pe lungă durată. Ce se mai poate face acum în perioada preadolescenției? Sau 12, cât 13 mai repede an? să spunem. Nu? Sunt părinți care vin de la vârsta preșcolară pentru că știu eu, au probleme de gestionare comportamentului, exact cum spuneam, cu fratele mai mare reușesc ceea ce cu el niciodată nu reușesc. Sau mai târziu, în speranța că nu este prea târziu, când aș spune eu că e prea târziu și am foarte puține șanse chiar ca specialist, este momentul în care se întâlnesc tulburarea de comportament cu ADHD când de a vârsta adolescenței ai luat deja niște decizii care nu mai au nimic de face cu, cu familia, cu valorile familiei, atunci intervenția mea este minoră. Nu mai pot eu să fac mare lucru, am nici chiar. familia probabil, dar tot merită, pentru că am întâlnit părinți care au venit la vârsta copilului lor de, știu eu, peste 14 ani, au venit consecvent ca să își mențină, nici măcar să învețe ceva nou, să-și mențină decizia de a păstra relația bună cu copilul ca să nu-l piardă. Deși erau tentați să-l moralizeze, să le duce la vârste adolescenței, ceea ce era imposibil de realizat, însă ei, ca părinți, au reușit să stea alături de copilul lor până au terminat liceul. Am o fostă clientă care, până acum 2 sau 3 ani, mă suna. Așa, la da, diverse intervale de timp, să-mi spună cât de mult a însemnat acest lucru pentru ea și pentru copilul ei, și că e bine. De Are se... un parcurs bun copilul, și n-a fost niciodată copilul la terapie pentru că era târziu. Da, da, de deci aceea da, da. aș accentua ideea că, totuși, prea târziu nu este chiar niciodată, nu se știe. Însă, ar fi bine ca traseul să, să meargă prin cabinetul unui specialist, pentru că se scurtează perioada de intervenție în loc să ne luptăm 5 ani cu o problemă, poate o rezolvăm în câteva luni la nivel de ce trebuie să facem. Nu neapărat să rezolvă problema definitiv, dar știm ce trebuie făcut și acest lucru e foarte important. Și extrem de important să avertizăm aici părinții asupra unui aspect extrem de dureros. Netratată, neluată în seamă, ne... Negată această problemă, poate să l conducă pe copil la infracționalitate. Abia atunci este extrem, extrem de târziu când vin consecințe legale asupra acestui copil care a fost neglijat sau înconjurat cu alt fel de dragoste decât ar fi trebuit, în înțelegerea diagnosticului, atunci este într-adevăr. Destul de târziu să eliminăm anumite consecințe. De aceea, cred că trebuie luate să îi îndemnăm pe telespectatorii noștri care se confruntă cu astfel de probleme să ia măsuri cât mai curând, să contacteze cât mai curând specialistul, să nu încerce să se descurce singuri cu o problemă care îi survolează. Este îi complicată depășește. și. Mai mult decât atât, cred că este vorba de precizia unui diagnostic. Aici ați amintit despre elementele tulburării de comportament care la vârsta mică se manifestă prin comportament opozant și pare drăguț copilul așa că nu vrea să facă nimica. Dar acest lucru netratat împreună cu netratarea tulburărilor de hiperactivitate și deficit de atenție da, pot conduce la consecințe Grave uh, și de aceea este foarte importantă precizia unui diagnostic, ceea ce un părinte nu are cum, adică nu îi se cere să facă. Da, Însă da. un psiholog, de exemplu, ar trebui să știe să facă la foarte mare precizie, pot fi mai multe tulburări. Aici este o chestiune controversată, dar totuși foarte interesantă, cum anxietatea, la un nivel sigur redus, poate să îl ajute pe un copil cu ADHD să se concentreze mai bine în situații de stres, de testare, de exemplu, sau să fie motivat, ceea ce lipsește lui în mod normal, motivația să fie determinată oarecum de anxietate, activată de anxietate. E controversat pentru că tindem să spunem cu cât avem mai multe tulburări, așa că într-o găleată, cu atât e mai grav. Nu, unor se pot compensa, desigur, până la o limită. O ultimă întrebare una dintre marele spaime ale părinților este că acest tratament implică și tratament chimic, medicamentos. Uh, și se tem, A, nu bag nimic în copil, nu vreau să. Uh, ce ce uh, opinie aveți despre acest lucru? Știm că, uh, pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă, un astfel de tratament presupune și tratament medicamentos. Da. Uh, tratament medicamentos în sine. Este Tratamentul medicamentos este eficient, este foarte indicat în unele situații, și uh, cred că nu trebuie evitat. Aici se pune problema între a evalua care sunt costurile și beneficiile de a nu face tratamentul sau de a face, bineînțeles, uh, pentru că dacă lași un copil, așa, fără medicație, uh, să-și parcurgă drumul mai departe, să se descurce cum știe el mai bine, S-ar putea ca efectele să nu fie dorite nici chiar cu uh, psihoterapie. Eu am trimis foarte mulți părinți la, la psihiatru cu copilul lor pentru că mi-am mi dat seama că este importantă uh, latura asta. Este o bază chimică, trebuie să înțelegem acest lucru. Creierul nostru funcționează cu anumiți neurotransmițători și trebuie o ușoară compensație. Nu va fi pentru toată viața, dar atunci când vedem că nu se poate altfel. De ce să nu le ajutăm? Este Costul este minor față de cât de mare este beneficiul. Da, da. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune, și mulțumesc cred că este eu. doar prima dintr-un șir pentru că vor fi și alte probleme și sunt sigur că telespectatorii nu știu vor ridica întrebări suplimentare care ne vor da de lucru pentru un alt subiect, spre exemplu, relația. Da, relația dintre tehnologie și comportamentul copilului mai nou și ne pregătim și pentru astfel de răspunsuri. Dragi telespectatori, iată, nu este motiv de disperare, dacă aveți un copil neastămparat, S-ar putea să nu fie doar neastămpărat, s-ar putea copilul dumneavoastră să aibă o problemă care trebuie neapărat uh, să ajungă în fața specialistului, specialiștii pe care i-a dat Dumnezeu, bisericii există împrejurul nostru, pot fi contactați, puteți sta de vorbă cu ei și împreună să ne putem ajuta copiii să crească spre slava lui Dumnezeu. Dumnezeu care ne creează din pântecile maicii noastre așa cum ne arată Psalmul 139, o să știți că n-a scăpat de sub atenție copilul noastră și n-a scăpat niciun detaliu în momentul când i-a tras cablajele, cum ne exprimăm astăzi. A știut ce pune și a pus spre slava lui și acel lucru. Mulțumim!